Lasă-mă că sunt supărată pe tine. Tu ce? Ce s-a întâmplat? Cum ce s-a întâmplat? Nu mi-ai răspuns toată noaptea la telefon. Cum ce s-a întâmplat? Serios, iar încep cu geloziile astea. Uite, ce zici de blonița asta? Du-te de aici că nu-mi place, aia e urâtă ce ai. Hai să fim serioși, până la urmă așa-s femeile. Dacă le cumperi o hăinuță, o blăniță, ceva, uite, instantaneu de toată supărarea lor. Mamă, chiar stă super cu asta roșie. Bravo, chiar îmi place mult când te văd fericită. Bună, iubire! Bună, uite, sunt cu băieții, am ieșit la un bowling. Bună, băieți, ce faceți? Ne jucăm! Să fii tot timpul crezut, trebuie mereu să ai martori. Deci e simplă treaba, mergi tot timpul unde ai prieteni care să-ți țină spatele. Ați văzut, mă, că tot timpul rămân cu două pupice? Două pupice? Două femei! El crede că își bate joc de mine. Lasă că vede el cu cine s-a pus. Să-ți fie rușine! Dar ce s-a întâmplat, mă? Toată noaptea a scârțit patul. Ce ai ajuns, daur comunal? Hai, mă, mamă, serios? Iar cu chestia asta? Adelina mi-a propus să mă dau la iubitul ei și el a căzut în plasă. Bogdane! Bogdane, deschide ușa că am aflat tot! Bogdan, deschide ușa! De la planul de a-l stoarce de bani până la îndrăgosteală e cale lungă. Asta este, m-am îndrăgostit de el. Care este problema ta? Ea nu are curajul să spună adevărul. Ea este sora mea. Tu chiar nu ți-ai dat seama? Adică voi 200 surori, stai puțin că n-am înțeles. Înainte să urmărim împreună emisiunea de astăzi, chiar dacă este deja o vorbă învechită, nu pot să nu vă reamintesc că între două nu te plouă. Dar nici bine nu are cum să-ți meargă. Pe termen lung, bineînțeles. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, haideți să-l cunoaștem pe tânărul Crai, din centrul acestei povești. Bogdan are 30 de ani și provine dintr-o familie foarte înstărită. Tatăl lui are o firmă prosperă, iar mama lui este medic. Fără prea multe griji pentru viitor, lui Bogdan îi place să-și trăiască viața, alături de femei frumoase, de preferință blonde și moldovence. De 6 luni, titular de drept a statutului de iubită de Crai, este Adelina. Hei, bună, ce faci? Bună! Da, lasă-mă că sunt supărată pe tine. Tu ce? Ce s-a întâmplat? Cum ce s-a întâmplat? Nu mi-ai răspuns toată noaptea la telefon. Cum ce s-a întâmplat? Serios, iar încep cu geloziile astea. Hai, nu mai fi așa geloasă. Deci te rog frumos, nu mă lua cu vrăjeli din astea, pentru că nu mi-ai răspuns toată noaptea la telefon. Unde ai fost? Ai fost, cred că, cu vreo una și nu vrei să-mi spui. Îmi ascunzi lucrul ăsta. Da, știi destul de bine că tu uiți mereu să-mi bag telefonul la încărcat și chiar n-am avut bateria seara, n-am putut să-ți răspund. Pă bune, ai încă o baterie de rezervă, cum poți să vii la mine să-mi spui? Hai, să uite toți vecinii la noi, serios, hai să urcăm în mașină și o să vorbim acolo. Deci te rog frumos să mă lași în momentul de față, că sunt foarte supărată pe tine. Hai, uite, urcă în mașină și am să te duc într-un loc frumos și hai să vezi că... O să te împac eu cumva, hai. Hai să te urc în mașină și... Da, mersi. Cu plăcere și nu mai fi supărată. Da, bine, cum spui tu. Este normal ce a făcut el. Nu mi-a răspuns toată noaptea la telefon. Adică, pe bune, unde a fost? Unde a umplat? Putea să-mi dea măcar un mesaj. Nu mi se pare normal ceea ce ai făcut tu aseară. Adică, pe bune, puteai să-mi răspunzi la telefon. Din oră în oră te-am sunat, am încercat să-l sun chiar și pe prietenul tău și niciunul dintre voi nu ați răspuns. Păi, iubita mea, dar ți-am zis destul de clar. N-am avut baterie. Uite, dacă vrei, o putem suna pe mama să vezi unde am fost aseară. După ce am venit de la fotbal, am ajuns acasă, mi-am făcut un duș și am adormit instantaneu. Chiar am uitat să-mi bag și telefonul la încărcat. Da, așa faci tu tot timpul, așa faci, nu știu, eu am senzația că tu chiar ai pe cineva, deci eu nu pot să te cred. Serios, chiar am pe cineva, uite, poți să iei telefonul meu, să-l verifici, să vezi că chiar nu am pe absolut nimeni. Nu te înțeleg de ce tot timpul trebuie să dai așa, de ce tot timpul trebuie să fii geloasă? Dar nu sunt geloasă, ideea este că nu vreau să mai continuăm așa, hai să facem să prind mai multă încredere în tine. Haide, uite, eu am Bun, o idee. Și cum vrei să facem să poți prinde tu mai multă încredere în mine? Am o idee, hai să ne mutăm împreună. Ce zici? Tu glumești, nu? Nu glumesc, adică pe bune, ne mutăm împreună, stăm împreună, așa prind și eu încredere în tine. Da, dar tu stai într-o garsonieră, serios, știi că m-aș simți închis acolo. Da, chiar m-aș simți aiurea.
Dar eu nu am spus să ne mutăm la mine. Dar unde anume? La tine. Tu ești nebună? Vrei să te muți la mine? Da, de ce nu? Adică m-aș putea împrieteni... Dar știi destul de bine că eu stau cu ai mei. Da, și asta este foarte bine, pentru că m-aș putea împrieteni și eu cu ai tăi, cu mama ta, am putea să ne cunoaștem mai bine. Adică nu mi se pare o idee rea. Da, dar mie nu mi se pare că e chiar ok să te muți la mine. Adică nu mi se pare că am ajuns la punctul ăla în care să te muți la mine. Încă mai vreau să continuăm așa, încă mai vreau să mai ținem așa. Avem 6 luni de relație, nu este ca și cum avem o lună, două și zici că te iau prea repede. Da, te înțeleg, dar totuși 6 luni sunt numai 6 luni, nu sunt 6 ani. Hai, eu zic să mai continuăm așa și uite, să vezi, să te împac. O să mergem acum într-un mall și o să-ți iau tot ce vrei tu, ce zici de asta. Promiți? Promit. Da? Da. Bine. Ok, dar nu știu încă dacă te iert, pentru că m-am supărat foarte tare pe tine, că nu este prima oară când se întâmplă lucrul ăsta. Ți-am zis destul de clar. Ai acces la telefonul meu, ai parola mea de la Facebook, poți oricând să intri să mă verifici. Dacă aș avea ceva de ascuns, nu ți-aș mai fi dat ție toate astea, nu ți-aș mai fi dat acces la intimitatea mea. Eu încă cred și susțin că tu mai ai pe cineva. Eu chiar cred că tu mai ai pe cineva și pur și simplu vrei doar să-mi ascunzi lucrul ăsta. Ok, verific atunci. Da, bine, am văzut, sunt numai poze cu noi. Bine, cum spui tu. Deci până la urmă rămâne ca mine? Nu rămâne ca tine. Hai, dă-mi un pupic. Da, dă-mi un pupic. Doar atât. Hai, că o să te duc într-un loc frumos și o să mă ierți pentru toate astea. Da, bine. Chiar îmi pare rău că n-am putut să-ți răspund aseară și sper să-ți dai și tu seama că nu ai de ce să fii geloasă. Ba da, sunt geloasă. Sunt, normal că sunt geloasă. O femeie care iubește este geloasă, este ceva normal. Da, dar tu prea exagerezi cu geloziile, gen, intri prea mult în viața mea, mă sufoci prea tare cu geloziile astea și cu... te impui prea mult. Eu nu vreau să te sufoc, vreau să fii doar al meu. Sunt doar al tău, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu sunt doar al tău. Nu are rost să mai complicăm lucrurile. Da, bine. Ok, hai, dă-mi un pupic. Bine, cum spui tu. Bogdan știe că unei femei ca Adelina îi place să fie răsfățată, cu atât mai mult cu cât are anumite nemulțumiri. Însă acest lucru este privit de Bogdan ca o simplă realitate necesară atunci când vrei să ai alături o femeie ca Adelina. Să fie oare așa? Întrebăm și noi să ne aflăm în treabă. Uite, ce zici de blănița asta? Du-te de aici, că nu-mi place, aia e urâtă, ce ai. Nu vreau. Hai, alegeți tu, ce vrei tu. Poți să-ți iei absolut tot ce vrei din magazinul ăsta. Nu vreau. Uite, ce zici de rochița asta, e chiar super. Nu-mi place, zici că e de babe, nu vezi că o să treacă de genunchi, nu-mi plac astea lungi așa. Da, poate că ai dreptate. Da. Da, ia, fii atentă de asta, ce zici? Asta e chiar ok. Asta... Hai zic, parcă... e chiar super, nu? Parcă îmi place, da, e frumos. Vrei să o provezi? Da. Hai să încercăm să o provăm. Hai să fim serioși, până la urmă așa-s femeile. Dacă le cumperi o hăinuță, o blăniță, ceva, uite, instantaneu de toată supărarea lor. Îți vine chiar super bine. Da, nu? E chiar frumoasă. Da, chiar îți vine ok. Uite, încearcă să nu mai fi supărată pe mine. Știi că sunt ocupat și cu tatăl meu, cu firma și cu... amicii pe la antrenamente și chiar n-am putut să-ți răspund la telefonul acela. Da, dar vreau să-mi oferi și înțelegem mai mult și pe mine. O să avem mai mult timp, o să încerc să fac în așa fel încât o să avem mai mult timp împreună. Okay. Ce zici de asta? Da, eu știu ce face acum. Când se simte vinovat și vrea să-și spele rușinea, încearcă să-mi cumpere tot timpul câte ceva, dar la mine nu ține. Ce zici dacă blănița asta ar fi fost lungă cam... până aici și aș fi venit în fața ușii la tine și cu nimic pe dedesubt? Da, chiar bună ideea asta. Cred că așa ar trebui să facem, să mergem să căutăm una care să fie exact așa cum ți-o dorești tu și să-mi faci surpriza asta. O să merg eu înainte și o să vorbesc cu ai mei, să plece un timp de acasă și
O să vii tu la mine după aceea, așa. Ce zici? Stai puțin, da, ar fi super, dar am văzut lenița asta. Poți să încerci pe asta? Da, bineînțeles, cum să? Până la urmă, dacă stau și mă gândesc mai bine, chiar mi-aș fi dorit o blăniță. Și dacă tot am prins momentul, ar fi bine să-l taxez cu două, nu cu una, cum a zis el. Mamă, chiar stă super cu asta roșie. Bravo, chiar îmi place mult când te văd fericită. Wow, și chiar super bunea. Mulțumesc. Dar cu asta lungă așa, să fi fost până la genunchi aici. Da, ar fi fost super ok. Și să fac o dată așa. După să mă iei pe scări, să mă duci în dormitor. Wow, mă nebunești. Și să facem... Au, au. Ce-ai pățit? Ești bine? Ești ok? Ce ai? Da, da, sunt bine. Doar că mi s-a pus un cârcel, știi, cred că exagerez cu antrenamentele în ultimul timp și... Vrei cred să că mergem? Mi s-a pus un cârcel, da. Hai să mergem la farmacie undeva, ridică-te, nu mai stai așa. Stai liniștită, stai liniștită. Cred că îmi pare rău, dar cred că o să trebuiască să mă duc până la mașină. Dar nu... Am un spray acolo și o să-mi trebuiască să-l dar folosesc. Hai să mergem împreună. Stai liniștită, stai liniștită, o să hai merg să singur. Mergem împreună. Adevărul e altul. În magazin intrase Beatrice și trebuia să mă prefac într-un fel, încât să mă pot ascunde. Nu puteam să mă întâlnesc cu amândouă în același timp. Ar fi fost chiar stupid din partea mea. Stai liniștit, o să merg singur. Îmi pare chiar rău, o să... Uite cum facem. O să-ți dau niște bani și să continui tu cumpărăturile și... Te aștept acasă, mă duc între timp, vorbesc și cu ai mei și te aștept acolo. Da, hai și îmi faci mergem... surpriza aceea, ce zici? Nu, bine, dacă tu așa spui, hai. Dar... Beatrice este rezerva. Ca orice bărbat folosesc și eu o rezervă. Când nu poate una, mă duc la cealaltă. Așa e în viață. Uite, doar ești... atât? Ce fac eu doar cu ăștia? Adică nu mi-ajung nici măcar să... Tu ok, uite, ia și pe ăștia și te aștept acasă și... Bine, hai, las-o oricum, okay. Tu ai cardul. Vreau să-mi faci o surpriză plăcută, da? Bine, o să fii frumos surprins. Hai, te pup. Pa, pa. Pa, pa. Mă rog, dacă tot nu vrea să-l ajut la nimic, măcar să-mi dea bani să îmi iau blănița și să se ducă unde vrea el. Până la urmă, Adelinei îi convine această stare de fapt. Este o situație win-win, cum spun englezii, adică reciproc avantajoasă, așa că viața poate merge mai departe așa cum este acum. Cât dai? 3, 2, bravo! Bravo! Asta a fost pe aproape. Ei, data viitoare cum faceți? O, Bogdane! Bogdane, ce faci? Noroc, frate, ce zici? Ia, uite, te-am lăsat venit să fac un joc cu voi. Bă, te-au nevoit ale mici. Da. Ești sponsor. Dar trebuie să plătești dacă vrei ceva, trebuie să-și plătești, nu? Am să zic, de acord aici. E normal, nu asta? N-ai să faci. Și două, te descurci, trăiești. Pă, mie tata, greu, cam greu. Mie tata mi-a zis o fază. Așa. Dacă vrei să trăiești bine în viață, alegeți două femei, nu una. Și mă mai înțeles? Oare și de tata lui? Una, ce vrei? Dacă stai să o calculezi, când pleacă una, așa? Vine cealaltă. Vine cealaltă. Deci să mai tot timpul ocupat. Dar nu ți-e greu, nu ți-e incomod, nu ți-e... De ce? Să mai ține, mă, frate, adică două, totuși, te gândești, una ca una, mai faci cum faci, dar cu băi, două... luați în calcul că sunt moldovence, smoldovence și sunt și blonde. Exact ceea ce-mi place mie. Acum am înțeles, aha. Bă, hai că mă sună asta, mică. Da, 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 da. Du-te și vorbești. Bună iubire, ce faci? Moldovence, da. Nu-l lasă, mă, deloc. Vin femeile la el, zici că e dat cu miere. Nu știu ce le face, nu știu cum le păcălește, dar de fiecare dată iese. Bună iubire. Bună, uite, bună, sunt bună, cu băieții, bună, am ieșit la un bowling. Bună, băieți, ce faceți? Ne jucăm. Am ieșit, și noi la un am ieșit la un bowling, să jucăm un bowling. Tu ce faci? Dar nu am fost, am petrecut toată ziua cu băieții, uite, poți să-și întrebi. Toată ziua, de dimineață stăm împreună. Ce nu mergem la fotbal, da? A fost cu noi. Hai, serios, nu începe din nou cu geloziile. Ia să vedem, cine e iar? Am fost cu băieții toată ziua, am fost, am mâncat, acum am ieșit să jucăm puțin. După aceea o să mergem la fotbal împreună și după aceea o să mă duc la tata la firmă pentru că trebuie să-l ajut cu niște acte. Bine, iubire, păi cu noi nu ne vedem în seara asta? Nu ne vedem, iubire, chiar nu am timp, înțelege și tu. Trebuie să merg să-l ajut și pe tata la firmă și plus de asta îmi petrec și eu puțin timp cu prietenii mei.
Îți promit că o să ieșim mâine și o să mă revanșez pentru ziua de azi. Bine, am să văd eu. Bine, iubire, hai. Te pup. Hai, frică. Te pup. Să fii tot timpul crezut, trebuie mereu să ai martori. Deci e simplă treaba. Mergi tot timpul unde ai prieteni care să-ți țină spatele. Băi, frate, chiar m-a nebunit, bă. Deci asta mică e chiar... Sunt moldovence și o să te dărâme cum dărâmăm noi pe picele alea, ai grijă. Da, să știi. Toate feliezi astea. Că în fond și la urma urmei, atâta timp cât eu le dau ce vor adică și eu primesc ce vreau. Și dacă nu, mai sunt destule. Dar destule. Și nu te corect, simți în pericol, corect. Nu... Cu două e riscant, frate. De ce m-aș simți, nu înțeleg. Dacă te urmărește una. Dacă te urmărește una, cu poate au șeric creier. Și mă prind împreună, o să le zic pe ala amândouă. Și cam asta o să fie. Riscant, da, dacă ți-i place să joci periculos. Fiecare... Soarta. Asta e. Ele mă vor pentru banii mei, pentru cadouri, pentru ce le ofer, pentru plimbări. Eu le vreau pur și simplu că-s femei. Bă, acum între două nu te plouă. Nu riști, nu câștigi. O să faci să-ți fie bine dacă chiar vrei. Eu le-am mai zis prietenilor mei care e cheia succesului meu la femei. Cheia succesului e simplu, ca și cavalul din portofel. Și cum faci, mă, să nu te prindă? Simplu, frate. Cu telefonul ăsta vorbesc cu Beatrice nu și cu poate. Telefonul ăsta vorbesc cu Adelina. Fiecare telefon are poze cu fiecare femeie în parte. M-ai înțeles? N-au cum să mă prindă. Și știi care e faza cea mai ciudată? Chiar îmi cer telefonul, frate, și ele chiar mă cred că am decât unul. Și le dau automat. Ia-l și verifică. Mi-a picat fața când l-am văzut cu două telefoane, un telefon pentru fiecare fată. Nu mi-a venit să cred când am văzut așa ceva. N-au cum să mă prindă. Chiar nu au. Și dacă nu. Sună celălalt telefon, cât timp ești cu una? Nu, ele. Pentru că celălalt telefon rămâne mereu în mașină. Nu le-am niciodată cu mine. Corect, sau corect, spun corect. Pe telefonul de firmă și mă sună un client. S-ar putea să te riști cam ușor. Devine ușoară, dacă o faci cu capul, devine ușoară, stai liniștit. Când o să cazi, de-aia zic, ai mare, mare grijă că joci pe muche de cuțit. Moldovence, moldovence, dar... Da, frate, moldovencele astea sunt periculoase, dar... Bă, frate, adevărul e că și iar rup, nu? Mi-mi zici. Faci așa pentru că are tasul bani, că dacă n-avea tasul bani, nu mai avea absolut nimic din tot ce are. Deci, m-ar mai fi trebuit să-și ia tasul încă 4 servicii ca să întrețin un... Mofturos ca el. Un joc și tu la vrei rici. Să le dobor pe toate, nu? Hai. Ați văzut, mă, că tot timpul rămân cu două? Două popice? Două popice? Două femei. Ia uzi. Dar ce-ar fi dacă aș rămâne cu trei? Hai că deja... Exagerez, nu? Frumoase în cap. Și eu visez. Vezi, visul să nu devină o realitate urâtă. E o vorbă care spune că ulciorul dus de prea multe ori la apă se sparge. Așa și el. Să vedem cât o să-i mai ține. Când cu una, când cu alta, dar până s-or trezi și el puțin la realitate și și-or dea seama că sunt manevrate cum nici n-au simțit. Așa cum i-a promis, seara după ședința de shopping de la mall, Adelina se înfățișează la poarta casei lui Bogdan. Doar că cel care îi deschide este tatăl lui, care are o anumită vârstă, de aici și anumite gafe. Bună seara, domnul Florin. Bună seara, Beatrice. Beatrice? Cine e Beatrice? Am probleme mari, am pierdere de memorie, nu știu. Pentru fii mi-i fac orice, nu mai contează. Orice boală o iau, trebuie să mi-l ajut, trebuie să-l scot, că asta e copilul meu și n-am ce să-i fac. Trebuie să-l ajut și că asta trebuie să fac. Nu există niciun Beatrice, domnule, de ce Beatrice? Numai tu ești, cum să fie? Haide, te rog frumos, iartă-mă, am greșit. Am pierdere de memorie, nu știu ce se întâmplă. Lasă că să mă duc la doctor. Nu, de unde ești? Ce Beatrice? Care Beatrice? Nu există așa ceva. Beatrice, Adelina, Ramona și câte hizitori mai fi. Un abecedar între și foarte bine. Asta e. Tu le mai ușuri, că asta e. Lasă că e bine. E foarte bine. Bravo, tată. Așa să faci că te susține tată. Deci eu mă simt mințită. Deci eu nu pot să cred că există o altă femeie în viața băiatului dumneavoastră. Adelina, iubire, ascultă-mă.
Nu există nicio altă femeie. Am probleme cu memorie. Deci eu nu cred lucrul ăsta. Dacă ar fi una blondă, una brunetă, una roșcată, una șatenă, nu le-ai mai încurcă, e normal. Dar aia blondă, aia blondă, aia blondă. Tot abecedarul, numai blonde. Și numai moldovenci. Seamnă că au ele ceva pe care eu încă nu l-am descoperit. Bravo lui! Am intrat pe poartă și mi-a spus Beatrice. Cine este Beatrice? Tu știi că, nu știu, el are scăpări de memorie și trebuie să-l înțelegi. Deci eu nu cred lucrul ăsta, chiar nu am cum să cred așa ceva. Vă înțeleg, este fiul dumneavoastră, este normal să-i luați apărarea, dar eu nu pot să cred că poate să încurce un nume. Cum să intru și să-mi spună Beatrice? Și plus de asta a ghiciți ce? L-am sunat aseară și avea telefonul închis. Stai. Toată ziua a fost cu mine. Da. Am fost de dimineață plecat la firmă, ne-am dus până seara târziu, am avut probleme. Da, acum îi luați apărarea. A fost la bunica și a venit obosit și s-a culcat. Da. Ăsta e adevărul. Eu ar trebui să cred, adevărul. Nu să crezi că ăsta e adevărul, e normal să crezi. Da, bine. Cel mai acoperă tasul pe fisul. Crede că eu nu știu. Toți bărbații sunt la fel. Toți o apă și un pământ. Trebuie să înțelegi situația. El are o vârstă, are scăpări de memorie. Bogdan te iubește, te divinizează. Face tot pentru tine. Tu nu ai văzut. Numai despre mine vorbește. De asta mi-a zis Beatrice dumneavoastră, nu? Problemele. Am problemele. Da, sigur, problemele. Trebuie să înțelegi Alzheimer-ul. Da, sigur. Eu nu mint. Dar e fiul meu, trebuie să-l apăr. Iubita mea, liniștește-te. Dacă vrei să fac o cafea, îți fac ceva de mâncare, dar eu zic să mergi sus, pentru că el este sus, să stați de vorbă și să lămuriți situația. Bine, ok, las, mă duc sus să vorbesc cu el, gata. Mie vine să râd. Eu înțeleg că părinții trebuie să-și apere copiii, dar se vede cum se uită unul la altul și nu știu ce să mai zică, efectiv s-au pierdut. Tu știi că nu-mi place să mint. Nu știu cum ai putut să faci așa ceva. Am greșit. Și cu asta las. Cum ai putut să-i spui Beatrice? Am putut. Pentru că, nu vezi ce a ajuns, vine una, pleacă alta. Îi plac numai blonde, numai moldovenci. De ce nu stai de vorbă cu el? Să-i spui care e situația? Trebuie să-și facă și el o familie. Eu am înțeles. La 18, la 19, la 20, dar are 30 de ani. Niciodată nu-i prea târziu și lasă-l în pace, știi ceva? Să nu ierte niciuna. Când o fi sorocul și tonsura, s-a terminat. Dar deocamdată, foarte bine faci. Foarte bine. Asta e cea mai bună atitudine. Eu nu mai mint și te rog frumos să iei atitudine și să vezi, să schimbi situația. Vorbesc. Că casa mea nu este bordel. Dar trece printr-o perioadă asta. Până găsește și el locul. Deocamdată e foarte bine, lasă-l în pace. Mă, i-am mai spus câte ceva. Da. Tot și bani cheltuiți și timp de... și... Lasă, merge firma, avem bani, gata. Lasă-l în pace, foarte bine faci. Acum și nevastă mea, că a ajuns casa asta bordel. Nu e adevărat. Bordel a fost mai întotdeauna. Când nu era ea acasă și era de gardă, numai eu și cu fiul știu ce era aici. Și vecinii, lasă-i încolo de vecini. Nu trăim noi cu vecini, noi trăim în casă, nu o să ne fie bine. Și acum să o luăm pe aia dreaptă, de ce să nu încerci? Păi încearcă una, încearcă două, încearcă 100, câte? Până când sosătura. Și când sosătura o să liniștească și să vezi ce băiat de casă o să fie. O să fie cel mai bun băiat, ascultă-mă ce spun. Seamănă cu mine. Doar știi că și eu... Totuși cred că nu a fost chiar, nu ai fost chiar așa. Nu chiar așa. Deci știi tu că te dau în fine. Numai gata, da. Am greșit, iartă-mă. Gata. Principalul, cum necum, că am făcut bine. Am scos-o, am ieșit bazma curată. Gata. Cu nebunela mea, cu ce am uitat eu, a fost totul bine. Gata. Dacă bărbatul meu nu ia taurul de coarne, o să ajungem de râsul cartierului. Tu trebuie să iei atitudine. Chiar asta am să și fac. Am sunat, băieții, mergem să bem noi un șpriț, ca băieții. Fiind de felul lui destul de convingător, Bogdan a împăcat-o din nou pe Adelina, iar a doua zi dimineață o duce acasă. În fața blocului, surpriză. Se întâlnește cu nimeni alta decât Beatrice, cealaltă iubită a lui Bogdan. Cum este posibilă o asemenea coincidență, aflăm imediat. Ce faci, mă? Unde te duci? Știai că vin acum?
Păi ce vrei să fac? De unde vrei tu să știu eu că tu vii exact acum? Păi știi că la ora 12 mereu mă las în fața blocului. Ți-am spus, ți-am trimis prin mesaj. Da, dar nu am știut că exact în momentul ăsta tu o să vii. Frate, trebuia să fii un pic mai atentă, trebuia să-mi dai un mesaj să știu că cobori acum, că dacă ne vedea acum, ce făceam? Dar nu mi-am dat seama. Când am văzut-o pe Adelina coborând din mașina lui Bogdan, mi s-a făcut rău. A fost la un pas să ne prindă. Data viitoare te rog frumos să fii mai atentă, nu este normal. Da, bine, o să fiu. Am chemat o mașină acum să vină să mă ia. Da, ce mașină ai chemat? O mașină, un taxiu. Bine, ok, hai. Și stai puțin, dar unde vrei să te duci îmbrăcat așa? Păi ce are? Păi ți-am spus destul de clar că lui îi plac fustele mai minim, să fii un pic mai sexy. Asta zici că te duci la nuntă. Pe bune? Te faci mireasă mai nou și nu știu eu? Eu nu cred asta. Este destul de sexy și uite, am și un decolteu. Sunt sexy îmbrăcat, adică nu e că sunt... Deci nu, mie nu-mi place absolut deloc ce e, cum ești tu îmbrăcată. Dar de ce cel nu? Mai bine, ascultă-mă pe mine, da, eu îmi cunosc mai bine. Da. Cel mai bine, hai să mergem sus, așa. Te schimb așa. Și îți dau eu o rochiță de la mine, o fustiță, vedem noi ce ți-ai repede și după aia ieși în oraș, pentru că așa nu ai cum să te duci. Nu o să-i placă așa. Bine atunci, o să facem cum spui tu. Bine, hai. Ok, hai să mergem. Hai. Orice naș își are nașul. Și am eu act de cojocului. Stați voi liniștiți. Aseară am găsit al treilea telefon. Nu cred. Da. Cum? Dar oare cum să mai existe o a treia femeie? Să-ți fie rușine. Dar ce s-a întâmplat, mă? Tu-ți bați joc de mine toată noaptea, scârțit patul, nu te gândești. Ce ai ajuns, aur comunal? Hai, mă, mamă, serios? Iar cu chestia asta? Bune-i bună, ce faci? A venit deja dor de mine, gata? Adelina mi-a propus să mă dau la iubitul ei și el a căzut în plasă. Aș vrea să-ți alici de aici, nu una, ci trei obiecte din magazinul serios? Acesta. Serios? Eu știu ce vrea Beatrice. Vrea să o răsfăț. Cu cât îi cumpăr mai multe, cu atât mai repede o să fie a mea. Bogdane! Bogdane, deschide ușa că am aflat tot! Adelina, ce puțin? Deci vă rog frumos puțin, să vă dați la o parte. Nu, am aflat tot! Deci cele două, surori de altfel, sunt într-un fel de cârdășie amoroasă și împart cu bună știință același bărbat. De ce fac asta, începe să fie evident. Na, mă, na! Na, arată-mi tu cu ce să mă îmbrac. Spune-mi tu. Stai că ți-arăt imediat. Spune-mi. Stai. Cu ce să mă îmbrac? Stai. Ia să văd. Dacă aia nu-ți convine, aia nu-ți convine. Spune. Ți-aș dau pe asta, dar nu. Uite pot... ce frumoasă e. Da, nu pot să ți-o dau pentru că, crede-mă, ala costa foarte mult și n-are cum să uite rochia asta, crede-mă. Păi da, dar este foarte frumoasă. Da, dar nu pot să ți-o dau pentru că am fost la un botez împreună și nu are cum, am făcut atât de multe la botezul ăla, n-are cum să uite rochia asta și nu vreau să... Bine. Să-și dea seama. Uite, dar pot să ți-o dau pe asta. Asta este... frumoasă. Asta e chiar frumoasă. Deci dacă o ridici un pic mai sus, așa, și spui un toc frumos în picioare, să vezi ce bine o să dea pe tine. Uite, fată, ce șliță. Da, vezi? Da, chiar e frumoasă, chiar îmi place, să știi. Da. O să-ți placă, crede-mă, și o să-i placă și lui, o să vezi. Să sperăm. Eu chiar mi-am dorit o relație serioasă cu Bogdan, dar mi-am dat seama repede că mă minte. Și n-am vrut să las pe alta să mănânce după el. Așa că m-am gândit la Beatrice. Vreau să spun ceva. Aseară am fost cu ea la mișcă că trebuia să pună benzină la mașină, am mers la benzinărie și ce crezi? Am deschis torpedoul. Ce? Am găsit al treilea telefon. Nu cred. Da. Cum? Dar cum să se întâmple lucrul ăsta? Cum să mai aibă al treilea telefon? Adică nu are cum să mai existe o a treia femeie. Uite că se pare că există. Nu, deci nu există așa ceva, n-are cum. Trebuie să facem în așa fel încât să-i umplem timpul ca să putem să-l mâncăm doar noi două. Nu are, deci dacă intră a treia femeie în joc, e ca și cum noi nu am mai exista. Noi nu mai putem să mâncăm de pe el. Păi bun, și ce ai tu de gând? Ce vrei să facem? Nu știu, hai să te duci tu astăzi, să te întâlnești cu el. Așa. Încerci să-l... dai peste cap, să-l vrăjești, să fii dulce cu el, ca să pari super îndrăgostită de el. Așa. Și vedem noi cum facem, o să intru și eu și o să facem în așa fel încât să stăm o zi cu mine, o zi cu tine, o zi cu mine, o zi cu tine, înțelegi? Ca să... Da. Ca este ok așa. Da? Este da. Ok? Da. Bun.
Având-o pe Beatrice lângă mine, am un control. Știu exact unde e, câți bani cheltuie, cât stă și, culmea, uneori mă enervez că cheltuie mai mult cu ea decât cu mine. Îi cumpără ei mai multe lucruri decât mie. Fără să știe ce îi se pregătește, Bogdan se întoarce acasă, ostenit după o noapte de amor și după ce și-a condus triumfător iubita la garsoniera ei. Doar că acasă nu are tihnă să se bucure de cuceririle lui. Mi-ai făcut și mie o cafea? Nu, să știi că sunt foarte supărată pe tine. Să-ți fie rușine. Dar ce s-a întâmplat, mă? Tu-ți bați joc de mine toată noaptea, scârțit patul, nu te gândești. Ce ai ajuns, taur comunal? Hai, mă, mamă, serios? Iar cu chestia asta? Parcă am mai discutat despre asta. Da, dragul meu, dar întregi măsura. Eu am o responsabilitate, trebuie să ajung la servici. Am oameni care trebuie să am grijă de ei. Nu ți-e rușine, mă pui în situații penibile. Trebuie să mint pentru tine, pentru ce te-am crescut și am investit atât în tine. Da, mă, mamă, dar ce vrei să fac când ajung cu fata acasă, să joc table? Da, dar casa asta nu este bordel! E, acum și mama, n-a putut să doarmă de mine. Dar unde voia să mă duc, la hotel? Ajunge cu copilăriile astea. Cred că e cazul să iei viața mai în serios. Și să nu mai faci prostii de genul ăsta, să mă pui să mint și să fac niște lucruri care nu-mi stă în fire. Hai, mă, mamă, iar început cu astea ale tale, doar ce m-am trezit, hai. Să fim serioși. Da, dragul meu, cred că ai avut prea mult și din cauza asta faci așa. Bună dimineața! Te rog frumos să-l dai imprimire. Salut, și tata. Să terminăm o dată cu prostiile astea. Bine, dragă, bine. Lasă-l pe seama mea. Bine, hai. Ce fac, mă, băiatul lui tata? Ce să fac, tată? Vine. Tu ce faci? Stai, n-ai mie, cum ne audem, mă. Mai lasă naibii și tu astea. Două telefoane, normal. Deci dacă ai două telefoane, cel puțin ai trei gagici. Nu, momentan am doar două. A, doar două, da. Băi, te-am înțeles o dată de două ori de 10 ori. Tu nu vezi că nu mai scăpăm? Are o problemă și maică-ta. Și m-am săturat și eu să mint acum, pe bun. Ai văzut în ce hata am căzut? Că le-am încurcat fițari moldovencile să-ți fie. Ai, da, ai o treabă cu ele. Știu că tu mă ajut și mă scos mereu în fața lui mama. Eu sunt de partea ta, e normal să te ajut. Că și băiatul meu, el face acum la 30, da? Eu la 50 făceam ce face. N-am ce să-i fac. E băiatul meu. Se cunoaște. E 100% băiatul meu. Azi dimineață, știi, la 3 dimineața m-am întâlnit cu aia. Era în chilos și în sutien venise să bea ceva de aici. Am mutat, lasă că ai văzut și tu ceva tână. Lasă-mă, mă, pace, mă, că îmi place și neta ce face cu nebuna de măta, că nu omoară pe amândoi. Și așa am discuții cu ea, nu mai pot. Fără cum mai e simplu? Nu e simplu deloc. Nu, că m-am săturat. Că uite așa, uite așa, uite așa, mă toacă, uite așa, de nu mai pot. Acum hai să o luăm altfel. Ai tot ce vrei. Ai carne limitată? Da. Ai. Ce mai vrei tu? Foarte frumos. Ori la hotel, ori îți închiriezi un apartament de unde e vrea mușchiul tău, că ai cu ce, fără probleme, și gata. Nu mai veni pe aici cu el, că uite, am discuții cu maică. Și are și ea dreptate acum. Acum să o luăm pe aia dreptul, știi? Are dreptate. Da, chiar. Și tu ai dreptate. Și eu te cred și pe tine. Da, acum... A cam trecut vreme. Hai mai hotărăște și tu. Uite, spune. Mai rărește-le, fără mișto. Alege și tu una. Și gata, așează-te la casa ta. Te-am înțeles foarte frumos, e de bine. Dar gata, totul are o limită. Te rog mult de tot, da? Ce îi mai place și lui tata viața, are el 60 de ani, dar are o minte mai nebună ca a mea la 30. Tată, uite care e treaba. La moldovențile astea două chiar nu pot să renunț. Ce are una... Nu are cealaltă. Și invers. Chiar împreună se completează una pe alta și îmi fac completul ăla de care am nevoie. Da, mă, dar nu le iei, mă, capănesc. Două într-una. Trebuie să alegi și tu acum. Nu merge. Zău dacă vezi. Hai, bă, tată, cum ai dat-o și tu? Păi nu am dat-o, mă, dar ăsta e adevărul. Ia gândește-te tu care până la urmă ține la tine și te iubește. Nu doar portofelul și bănuțul tău. Că am mai văzut și eu niște facturi, da? De mii de euro, cu genți, cu dalea, cu dalea, nu mai intrăm în amănunte, fine, gata, asta e treaba ta, dar nu e frumos. Te rog eu frumos, mai hotărăște-te, liniștește-te, alege doar una. Da, da, ia gândește-te când ești cu ele pe stradă și se uită toată lumea la mine. Toată lumea întoarce capul când merg pe stradă cu ele. Băi, adevărul că sunt frumoase, bă, ce să mai. Hai să luăm pe aia dreapta, ai gusturi fine. Deci, frumosul se plătește. Și e adevărat?
E adevărat, e adevărat. Dar fă într-un fel, hai, te rog eu mult de tot. Nu vreau să mai am discuții cu maică. Ok, uite, îți promit că o să fac în așa fel încât să nu mai vin cu el acasă. Ce mă deranjează la film e faptul că consumă prea mult. Dacă ești băiat deștept, o femeie o faci din vorbe. Te joci cu mintea ei, nu cu buzunarul lui. Să aibă mare atenție, pentru că bani sunt, dar e păcat să-i dea pe ce nu trebuie. Adică ce vrea să spună tatăl lui Bogdan? Că cele două moldovence nu merită. Ia să mai aruncăm o privire asupra lor. Păi ia ziceți, nu merită fetițele? Ia zi, cum stă? Da, vezi? Parcă asta e altceva. Sunt sexy? Da, foarte. Și da? Îți place și ție, nu? Normal că îmi place. Păi vezi? Da. No. Vai, nu cred, mi-a scris. Serios? Ce ți-a scris? Da, stai puțin. Stai să văd. Bună, iubito, ce faci? Ne vedem la o cafea? Nu cred. Că asta mi-a scris și mie mai înainte. Da? Da. Spune-i bună, ce faci? A venit deja doar de mine, gata? Bună. Ce faci? Unde vrei să mă scoți? Unde vrei să mă coți? Așa, bravo. Adelina mi-a propus să mă dau la iubitul ei și el a căzut în plasă. Auzi? Scrie-i, te rog, uite că m-a întrebat dacă ne vedem de seară. Scrie-i, te rog, tu că poți să te vezi cu el. Așa? Așa. Da. Hai ca să ne batem un pic joc de el. Ne vedem. Ok. Hai că merită să ne batem joc de el. Bun. Așa. Uite, mi-a scris. Unde vrei să ieșim? Scrie așa. Mergem în mall la o cafea. Ne vedem în mall la o cafea. Ok. Mall la o cafea. O fi crezând el că sunt blondă, dar sunt doar blondă, nu sunt proastă. Și o să vadă el cine sunt. Ok, uite, vroiam să ieșim la o cafea, dar a intervenit ceva, nu mai pot veni. Deci fii atentă ce îmi scrie mie, fii atent, deci nu pot să cred așa ceva. Uite, acum înțelegi și tu de ce vreau să-i fac toate lucrurile astea. Trebuie să plec până la Sibiu cu tata. Uite, fii atent cât de mincinos e. Deci îți vine să crezi că poate fi de mincinos? Uite, acum mă întreb de ce vreau să-i fac lucrurile astea? Și o merită, și o merită pentru că m-a înșelat și o merită din plin. Deci crede-mă, chiar și o merită. Într-adevăr, chiar și-o merită. Vezi? Vezi? Da. Uite, abia aștept să te văd. Wow! Wow, nu cred. Ce vrăjeală are pe el, deci eu nu pot să cred. Beatrice, oricum o să facă tot ce vreau eu, pentru că ea este la mâna mea. Deci fii atentă, când ți-am spus eu ție că bărbații sunt niște mincinoși, fii atentă cum ne învârte pe amândouă pe degete. Uită-te un pic! Da, ție-ți... chiar ai dreptate. Da, uită-te un pic! Uite, vezi? Abia aștept să te văd. Uite câte inimioare și pupici îmi trimite. Doamne, deci de ce nu mă sărut și tu? Auzi la el? De ce nu mă sărut și tu? Știi ce cred eu? Eu cred că el vrea să iasă cu tine în seara asta și să rămâneți amândoi împreună. Eu asta cred. Posibil. Dar tu ai grijă să faci exact după cum am vorbit noi. Un singur lucru nu are voie să facă Beatrice, să nu ajungă cu el în pat. În rest, poate să facă ce vrea cu el. Da, rămâne așa, cum am vorbit. Dacă okay. Am vorbit o chestie, așa rămâne. Nu mai schimbăm nimic. Deci eu cu el în pat nu o să ajung, pentru că nu are cum. Odată ce tu ești băgat în chestia asta, eu doar îl duc cu zăhărelul și aia e. Bine, ok, am încredere în tine, da? Și fii puternică. O să fiu trebuie. Cât de puternică trebuie. Pot. Trebuie să-l aducem în punctul unde vrem noi. Normal. Să-l controlăm noi. Așa. Deci asta este important. Da. Da? Ok? Așa bine. Facem. Bine, mulțumesc. Mulțumesc că mă susții în toată chestia asta. Te iubesc mult. Mulțumesc și din eu. Suflet. Și eu. Haide, că mă duc să mă întâlnesc cu ea. Bine, hai, ai grijă ce faci, da? Am încredere în tine, da? Să ai. Bine, hai. Îmi pare rău pentru Adelina. Ea l-a iubit foarte mult, dar el și-a bătut joc de ea. Bogdan se consideră un bărbat experimentat în relațiile cu femeile, dar ce-i drept, până acum nu prea a dat peste unele detalii a celor două surori. Una mai șireată decât cealaltă. Bună! Ei, bună! Ce faci? Îți place mult să te lași așteptată. Bine! Am avut puțină treabă. Bine, tu? Tu ce faci? Ce uite, asta e pentru tine. Mi-ai luat tu mie un cadou? Da! Nu cred așa ceva.
Păi de ce? Am vrut să-ți fac o surpriză, pentru că, na, te-am lăsat, am lăsat așteptată și... Am și eu un cadou pentru tine. Vai, ce frumos, mulțumesc, nu cred, vino. Oh, Doamne! Vai, ce frumos, mersi mult. Sinceră să fiu, mie îmi place foarte mult de Bogdan. Chiar nu mă așteptam. Nu este deloc așa cum spune Adelina. Cum adică mi-ai luat tu mie cadou? Nu vine să cred. Și ce anume mi-ai luat? Desfel, chiar vreau să vezi. Sper să-ți placă. Se implică mult în relația asta și o apreciez pentru treaba asta. Chiar dacă nu e un cadou scump, tot timpul vine cu câte ceva. Niciodată nu vine doar să ia de la mine, ca celelalte fete. Tot timpul are ceva pentru mine. Mamă, chiar e superb. Mersi frumos. Îți place? Da, chiar și văd că ai ales trei. Da. Chiar mi-aș dori să mergem aici. Este Tokyo. Da, da, știi că și Tokyo este... e un oraș cum, nu? Știu, dar tu? Putem să mergem, poate de Crăciun. Da, hai să zicem că o să mergem. Dar problema e că nu pot acum de Crăciun. Dar o să-mi fac un anumit timp și o să mergem. Păi, sincer, chiar nu mă așteptam la asta din partea lui Beatrice. Chiar m-a surprins plăcut. E o fată ok și cred că am să continui cu ea mult de acum încolo. Ce-ai zice dacă am merge în seara asta undeva să ne distrăm amândoi? Dacă am ieșit împreună într-un club? Mi-ar face mare plăcere să ies cu tine, dar ideea este că nu... Nu am cu ce să ies, adică am venit așa și să ies așa, nu... Dar nu e problema asta, mergem și te schimbi. Păi să mă întorc acasă nu prea-mi convine pentru că este prea departe. Ce zici dacă mergem în mall să-mi iau și eu, că am văzut o pereche de pantofi foarte mișto și aș vrea să-i vezi, sunt superbi. Bineînțeles, de ce nu? Da? Mergem? Cum să nu? Da? Pentru tine? Ce nu fac eu pentru tine? E. Știi că te iubesc. Da, mă iubești, mă minți. Este adevărat, totul a început ca un plan, ca o joacă. Dar de o bucată de timp am început să țin la el. Cred că m-am îndrăgostit de el. Crede-mă, nu te-aș minți pentru nimic. Chiar ești o femeie care vreau să-mi continui relația și poate chiar mai mult de atât cu ea. Și n-aș avea de ce să te mint. Eu, unul sincer, chiar cred că ea mă iubește și chiar nu e deloc o fată rea. Simt că mi-a spus ceva, simt că e ceva care te ține, te reține. Nu te mai teme atât de treaba asta, chiar nu-ți ascund nimic. Nu-mi place să umblu cu mai multe femei, vreau să-mi găsesc o femeie cu care să-mi continui o relație și să-mi fac o relație serioasă și cred că tu ești aceea. Chiar cred că tu ești ceea ce-mi doresc eu de la viitorul meu. Ești sigur pe chestia asta? Simt că tot ce face, face din suflet. Nu e ca celelalte, nu mă stresează, nu vrea să-mi controleze telefonul. E total diferită și pe exact asta mi-ar trebui mie în momentul de față. Ești sigur că nu mi-a ascuns nimic? Nu am ce să-ți ascund, crede-mă. Uite, dacă vrei și nu ai încredere în mine, uite, poți avea telefonul meu și poți controla... Dar nu vreau să mă uit în telefonul tău, vreau să... Dar chiar insist, chiar vreau să... Nu! Vreau să vezi că am... Că nu ți-ascund absolut nimic și că poți avea încredere în mine. Nu am cum să mă uit în telefonul tău pentru că nu-mi permit să mă uit în telefonul tău. Eu vreau să știu tot adevărul de la tine, dacă îmi ascund sau nu ceva. Dacă ți-ascundeam ceva, nu cred că îți mai dădeam telefonul meu și parola mea să poți intra să vezi oricând. Mie îmi trebuie o femeie care să-mi ofere libertate. Să nu mă streseze, să nu mă controleze. Să mă lase pur și simplu să fac ceea ce consider eu că e bine să fac. Hai să ne facem planurile pentru diseară și nu te mai teme atât în privința asta. Bine. Chiar nu ai de ce, credem. Normal că te iubesc. Nu, știi destul de bine lucrul ăsta. Ești un mare mincinos. De ce mă minți? Spune-mi adevărul. Hai, spune-mi. Dar ăsta e adevărul. Nu te mint cu absolut nimic. Bine. Hai. Hai. O să mergem acum să-ți cauți tu ceea ce vrei să-ți iei. Planul e simplu. Îți toarcem amândouă de bani și ne vedem de viețile noastre. Vreau să-ți iei o rochiță, dar mai cu decolteu, așa să... Am și eu la ce să mă uit, nu? Da. Păi ce mai ești tu? Hai să mergem, nu? Hai. Să nu-mi uit astea aici. Este foarte greu aici în București să stai, să locuiești, mai ales cu chirie, când trebuie să plătești chiria.
Dacă el s-a oferit să mă ajute, de ce? De ce să nu accept? Mă minte și pe mine, o minte și pe Adelina. La o adică și eu îl mint pe el. Ce dai, aia primești. Aș vrea să-ți alici de aici, nu una, ci trei. Trei obiecte din magazinul Serios? Acesta. Serios? Da, chiar vreau să te văd fericită și m-aș bucura foarte mult să... Chiar tu faci tu asta pentru mine? Nu cred! Da, bineînțeles, de ce nu? Eu știu ce vrea Beatrice. Vrea să o răsfăț. Cu cât îi cumpăr mai multe, cu atât mai repede o să fie a mea. Ce ai zice de Adidas și aceștia pentru sală? Nu, ceva mai elegant aș vrea. Aș vrea să mergem într-un loc frumos, elegant. Dacă mă vrea cu adevărat, trebuie să-mi ofere tot ceea ce îmi doresc eu. Ce ar fi să-ți iei o pereche de încălțăminte pentru diseară? Pentru și diseară, să-ți mai da. iei încă două perechi pentru două locuri diferite în care vrei să mergem amândoi. Ce ai zice? Să văd când topești. Uite, aceștia sunt foarte frumoși. Doamne, sunt superbi, nu cred. Wow, sunt foarte frumoși. Îți plac? Da, sunt foarte frumoși. Auzi? Dar nu ți se pare că ăștia sunt puțin cam scumpi? Să fim serioși, nu sunt scumpi deloc. Știi destul de bine că pentru mine banii nu sunt o problemă, mai ales când vine vorba de tine. Serios? Recunosc că am o zlobiciune la blonde. Când îmi zâmbește o blondă, m-a dat gata. Și pe deasupra să mai fie și moldoveancă, e mai bine. Hai să vedem la mine. Ce ai zice să mergi să-i probăm? Da. Haide. E bine și așa. Două perechi de pantofi, una de cizmulițe. Data viitoare poate o să iau mai mult. După ce a răsfățat-o corespunzător și pe Beatrice, Bogdan are de gând să petreacă cu ea în club. Până la urmă, pentru el este o adevărată mândrie să se afișeze cu fete frumoase. Bănuim că ține de stima lui de sine. Îmi place foarte mult de Beatrice. Este o femeie care știe să mă facă fericit și mă simt chiar foarte bine în prezența ei. Am adăugat că Beatrice știe și ce vrea. Până la un punct. Tot la început ca un plan, dar cred că m-am îndrăgostit. Bogdan este un super băiat. Ei bine, de aici încolo lucrurile se pot complica. Beatrice este mult mai tânără decât Adelina și vede viața cu alți ochi. Mai exact cum o văd și eu. Să se nască oare vreo relație serioasă între cei doi? Până la urmă, fac ceea ce simt. Nu trebuie să dau socoteală nimănui. Asta așa este. Doar că la mijloc este și sora lui Beatrice, Adelina, care își reconsideră poziția. Cred că am făcut o prostie. Și totul este numai din vina mea. Eu am făcut un plan cu Beatrice. Dar se pare că am greșit. Ținind legătura cu Beatrice, Adelinei vine foarte ușor să-i găsească pe cei doi, iar ce vede nu-i cade deloc bine. Ideea era să-l stoarcem de bani, dar eu văd că ea s-a cam îndrăgostit. Nu o pot lăsa. Nu vreau să supere. Să fie oare vorba doar despre grija pentru sora mai mică sau este vorba și de puțină gelozie și invidie? Cum nu a stat lângă mine, clar nu va sta nici lângă ea. Și ea e mai micuță ca mine și e ușor de păcălit. Și el clar își va bate joc. Faptul că Beatrice s-a bătut de la planul stabilit de sora mai mare o înfurie pe aceasta din urmă, care, fără să țină cont de ora târzie, dă buzna în casa lui Bogdan. Bogdane! Bogdane, deschide ușa că am aflat tot! Bogdan! Deschide ușa! Bogdan! N-auzi? Deschide ușa! Bogdan, tu-ți bagi joc de mine, deschide ce, ușa! Mă, ce, mă, ce... Bogdan! Ce gălăgie asta, mă, ce... Adelina, ce... Dați-vă, deci vă rog frumos să vă dați la o parte. Nu, am aflat tot! Bogdan, ce știu că este sus, nu! Stai, deci stai. Vă rog frumos să vă dați la... Să-mi dați drumul să mă duc sus, vă rog frumos! Când tașul n-a vrut să-mi deschidă, mi-am dat seama imediat că sunt împreună. M-ați mințit cu toții! Haideți, a spus că nu este adevărat! A spus că nu mă înșeală, dar el este cu una acum. Adelina, dacă nu te mai vrea și dacă nu te mai place, bărbații nu s-au terminat pe pământul ăsta. Nu este... Trebuie să înțelegi. Nu este normal, m-ați mințit cu toții, și dumneavoastră, și dumneavoastră. Cum puteți să faceți? Eu înțeleg, este fiul dumneavoastră, dar totuși, cum să mă mințiți? Da, dacă nu te mai vrea... Eu vreau să plec sus. Nu ai ce să cauți sus. Ba da, eu vreau să plec sus. Ba da, o să plec sus. Ia telefonul închis, el telefonul închis.
n-avea unde să fie în altă parte decât la el acasă. Tu crezi că numai el e de vină? Da, el este de vină. Tu n-ai nicio vină? Ce vină să am eu? Am fost lângă el, l-am susținut din toate punctele de vedere. Și atunci? De ce te înșeal? Păi dacă nu zici tu că te înșeal, de ce crezi că te înșeal? Pentru că așa este, asta e educația pe care i-ați dat-o. Nu știu. Înseamnă că ai și tu partea ta de vină. Întotdeauna când e o chestie de-astea, amândoi greșit. Și ce parte de vină spuneți dumneavoastră că eu? Asta o știe numai el și o știi și tu. Da? Ok. Acum eu vreau să mă duc să vorbesc cu el pentru că nu mi se pare normal, nu este ok. Normal. Tot timpul am fost înconjurată doar de mincinoși. Dar eu am vrut doar să le dau o lecție. Ai văzut? Ți-am spus, tu ești de vină pentru că tu ai creat această situație. Trebuia să pui capăt tuturor nebuniilor astea. Te rog frumos, pune mâna pe telefon, sună-ți colegii, cheamă descarcerare, că începe jihadul. Ai să vezi și tu ce jihad o să vină pe capul tău. Am dat-o de gard de data asta. Știu că fiimii nu se potulești. Înseamnă mie. Dar eu pe care a fost mai puțin, mai cu capul pe umeri. Am dat de dragul. Până vine descarcerarea, cred că vine zmurdul, cred că haide capul nostru, asta ne mai trebuia. Chiar nu pot să-mi dau seama cum de a aflat femeia asta că fiul e cu altcineva. Dar s-a întâmplat, a aflat, asta e. Când am deschis ușa la dormitor și am văzut-o pe Beatrice cu iubitul meu, am simțit așa, un cuțit în inimă. Mă, ce-am vorbit eu cu tine? Care era planul nostru? Păi, ce-i Adelina cu tine aici? Cum ce-i cu mine? Ce cauți cu asta, mă, în pat? Ce cauți cu asta în pat? Păi, dar e problema ta, ești căsătorită cu mine cumva și nu știu eu treaba asta? Dar contează lucrul ăsta, suntem de 6 luni împreună. Ce cauți cu asta în pat, am întrebat. Este normal asta? Bogdan, explică-mi și mie ce cauți cu asta în pat, de unde ai... Ce anume vrei să-ți explic? De unde și până unde a ajuns asta cu tine în pat? E iubita mea de 3 luni de zile. Poftim de 3 luni de zile, bă, tu ești sănătos la cap? Cum să vină Adelina peste mine în timp ce eu sunt cu Beatrice? Cum să se întâmple așa ceva? Chiar nu pot să-mi imaginez ce tu pe au avut. Doamne, maică, stai domn, puțin, de ce... nu ești căsătorită cu mine, n-am nicio obligație față de tine. Nu te înțeleg de ce reacționezi așa? Cum adică de ce reacționezi așa? Frate, serios, vii la mine în casă, dai buzna peste mine, mă trezești din somn și... Totul mă ceri pe mine? Eu pe tine te-am iubit și tu ce faci? Îți bagi joc de mine? Cu ce ți-am greșit eu ție de ai putut să ajungi în situația asta? Simt că-mi vine să-i strâng de gât. Și pe ea, și pe el. Asta este, m-am îndrăgostit de el. Care este problema? Deci eu nu pot să cred că ai putut să ajungi în situația asta. De la planul de a-l stoarce de bani până la îndrăgosteală, e cale lungă. Măi, botălește-te și tu, chiar așa. Uite ce e, uite ce ai făcut acum. E bine? Nu știu ce a fost în capul meu oricum. Bun, s-a aflat adevărul. Dar, din păcate, nu ați aflat tot adevărul. El și-a făcut de cap cu tine, tu i-ai golit contul. Eu? Mi se pare că sunteți destul de chit. Nu, noi nu suntem chit pentru că eu nu mă așteptam să ajungă cu ea în pat. Eu sunt foarte dezamăgită din cauza ei, nu din cauza lui. Ce frumos te-a spălat banul, ești curat ca lacrimă. Hai să vă spun eu ceva. Ea nu are curajul să spună adevărul. Ce adevăr? Ce adevăr? Că până acum am ascultat și am aflat numai adevărul. Ea este sora mea. Tu chiar nu ți-ai dat seama? Adică voi 200 surori, stai puțin că n-am înțeles. Dar eu ți-am zis de la început că nu pot avea o relație stabilă cu tine. Nu am nicio obligație față de tine, nu pot avea o relație stabilă cu tine, deci nu am nicio obligație, pur și simplu chiar pot face absolut tot ce vreau cu viața mea, atâta timp cât nu depinde de tine, nu depinde de nimeni. Păi și astea 6 luni de zile care tu ai stat cu mine, cum le-ai dus, deci vrei să-mi spui tu mie că eu am trăit într-o minciună? M-ai mințit non-stop? Ce înseamnă tot, deci eu nu pot să cred. Și tu cum ai putut, ce am vorbit eu cu tine? Spune-mi și mie ce am vorbit eu cu tine, explică-mi și mie. Cum adică ce ai vorbit tu cu ea? Voi două vă cunoașteți sau ce? Că n-am înțeles. Da, ghiși ce, ne cunoaștem.
Și hai să spun eu încă ceva. Eu am pus-o să-ți facă ție toate lucrurile astea. Și-au bătut joc de mine, deci nu-mi vine să cred. Două blonde și-au bătut joc de mine. Cum adică ai pus-o tu? Stai puțin că nu înțeleg. Beatrice, așa e? Da, eu am pus-o. De ce? Eram de ziua ta, în club. Ți-aduce aminte? Nu mai știu exact ce. Nu mai știi exact? Hai că spun eu ce s-a întâmplat acolo. Ai început să tragi de toate femeile din clubul ăla și ai început să le invizi la dans. De față cu mine. Frate, nu făceam nimic altceva, doar mă distram că era ziua mea. Păi și eu ce eram acolo? Eu ce eram acolo cu tine? De ce m-ai luat pe mine cu tine? Explică-mi și mie. Dar dacă dansam cu o femeie, nu, asta nu a însemnat neapărat că aveam ceva cu ea. Nu, tu nu dansai doar cu o femeie. Tu ai luat toate blondele din clubul ăla la rând și ai început să dansezi cu ele, cu toate. Eu atunci mi-am dat seama că tu ai o slăbiciune pentru blonde. Și ghiși ce? Ea era brunetă înainte. Dar am pus-o să se vopsească ca să o plași tu și să te atragem în capcana noastră. Nu, chiar nu pot să-mi imaginez cum să fie ăsta un plan. Chiar credeam că Beatrice chiar ține la mine. Și ce ai câștigat tu dacă ai pus-o pe Beatrice să se dea la mine? Păi... Uite ce ai câștigat, ai ajuns cu mine în pat. Ce am câștigat? Urmă, tot tu ai fost singura care a pierdut, eu n-am pierdut păi... nimic. Nu, nu, spun eu ce am câștigat. Am început amândouă să tragem după tine. Simplu. Mie îmi cumpărai blănițe, mie îmi cumpărai pantofi, ei la fel, bine că ei le făceai mai frumoase. Pentru că merită mai frumoase. Da, și de ce merită? Spre deosebire de tine știe prea bine să se comporte. Eu nu știu să mă comport? Nu, serios? Tu nu știi să te comporți, tu știi doar să tragi după mine, frate. Ea de fiecare dată când venea la mine mi-aducea și ea un cadou cât de mic, neînsemnat, dar tot mi-l aducea. Deci tu până la urmă... Tu... Deci tu până la urmă i-ai dus cadou, nu? Da, i-am dus. Tu ești de vine. Eu sunt de vine, da. Uite ce ai făcut. Ce am făcut? Uite unde am ajuns. Am ajuns. A fost o păcăleală. Ne-au făcut moldovencele. Ne-au nenorocit. Ne-au distrus. Deci eu nu pot să cred, deci chiar nu pot să cred. Deci îmi vine să-mi smulg părul din cap. Ți se pare normal? Păi eu, ce-am vorbit eu cu tine? Zi-mi și mie. Ce vrei, frate? M-am îndrăgostit de el, ce vrei? Cum să te îndrăgostești? Da, m-am îndrăgostit de el, care e problema? Băi, ești sănătos la cap? Este un om foarte de treabă, îmi place de el și nu am ce să deci fac. Deci nu pot să cred că tu te-ai îndrăgostit da, de el. Da, m-am îndrăgostit, uite cum m-am îndrăgostit. Cum care să te îndrăgostești de este el? Problema? Uite vai. Că m-am îndrăgostit fără să vreau, dintr-o joacă. Din vina ta! Ăsta era un plan și tu trebuia să respecti planul. Știu că era un plan. Și știu. Cum ai putut să ajungi cu el în pat? Cum? Asta este. M-am îndrăgostit de el. Care este problema ta? Unde este toată problema? Ce-ai făcut, mă? Te-ai îndrăgostit de el? Deci eu nu pot să cred. Cum să te îndrăgostești de el? Care era planul nostru? Care era planul nostru? Planul nostru s-a dus pe apa sâmbetei. Nu am ce să fac. Deci eu nu pot să cred, deci eu nu am cum să cred așa ceva, m-ai dezamăgit. Ce te-am învățat eu pe tine? Chiar îmi pare rău, nu am avut ce să fac. Nu te poți juca cu inima. Cum nu! Lasă că rezolvi problema. Ai inima, femeie, înțelege. Poftim, te-ai îndrăgostit da, de el. Un om foarte de treabă. Deci eu nu pot să cred că ai putut să ajungi ba în situația cred. Asta. Ba să crezi. Și cu el în pat. Ce a făcut? Vă spun eu ce a făcut. A vrut să mă păcălească pe mine și eu am ajuns să-l păcălesc pe el, pentru că asta merită. Își merită soarta, să știți. Noi trebuia pur și simplu să-l stoarcem de bani. De la planul de a-l stoarce de bani până la îndrăgosteală e cale lungă. Ți-am spus? Ți-am spus de atâtea ori? Mai botălește-te și tu, chiar așa. Uite uite ce ai făcut acum. E bine? Și ce vrei, tată, să fac acum? Da, e bine? Da, mai e ceva de făcut acum? Mai e. Trebuie rezolvată situația. Ți-ar mordovencele să-ți fie. Ți-am spus, da? Deci până la urmă ce au vrut? Te-au iubit numai bani la buzunar. Nimeni exact, 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 exact. Atât da? A vrut. Oricum știam că asta vor. Știam că asta le atrage și... Nu știu ce a fost în capul meu oricum. Chiar nu știu ce a fost în capul meu. Într-un final, pe fruntea mea scrie doar păcălitorul păcălit. Nimic mai mult. Complicat triunghi amoros avem. Într-adevăr, nici nu mai știi cine s-a păcălit. Cert este că cei trei tineri se merită din plin unul pe celălalt. Dar totuși suntem curioși ce au de gând să facă pe viitor. Poate îi ajută o discuție în care să nu mai existe minciuni. Bun! S-a aflat adevărul. E un început bun, am putea spune. Dar, din păcate, nu ați aflat tot adevărul. Pretinzi că îl iubești pe Bogdan? Da, îl iubesc foarte mult. Te întreb un lucru.
acolo unde există dragoste, iubire, poate exista în același timp și minciună? Pentru binele unora, da, poate exista. Și tocmai de asta în seara asta sunt aici, că vreau să-i spun tot adevărul. Pentru că am început să-l iubesc enorm de mult și vreau să fiu lângă el. Vreau să, nu știu, să mă creadă și el că chiar țin într-adevăr la el. Iubire, asta e iubire. Când profiți de o persoană, când îi cheltui banii, aia nu mai e iubire, ăla e avantaj. Să fim serioși, v-ați pus amândouă împotriva mea doar pentru simplu fapt că am bani, atât, nimic mai mult. Ți-ai meritat-o, crede-mă. Chiar ți-ai meritat-o. Cine s-a găsit să vorbească? Da, pentru că am tot dreptul să vorbesc. Mi se pare normal să vorbesc. După 3 luni de relație, m-a înșelat. Până la urmă, iubitul pe care voi l-ați împărțit nu cunoaște tot adevărul. Ai de gând să-i spui tu sau îi spun eu? O să-i spun. Îți dau ție această șansă. Ok, spune-l, ce mai e de spus? Eu m-am săturat de această mascaradă. Ne-ați târât în mocirla asta, în mizeria asta, de 2 bani. Numai banul, 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 atât vă interesează. Doamnă, cu tot respectul, aceste evenimente nu s-au fi putut întâmpla și fără concursul fiului dumneavoastră. E adevărat. E și vina noastră. Mai ales mai degrabă vina lui. Mai ales în ce măsură a dumneavoastră, cât a lui. A mea, pentru că am fost mai libertin și am zis să aibă de toate. A avut un card fără limită. Și să plimbe, să distreze, să simtă bine, să trăiască viața. Până la urmă este tânăr, nu? E corect. Așa am zis nu și e eu, căsătorit, așa am... nu are copii, nu are obligații. Da, dar în toată chestia asta e doar vina lui. Dacă el nu începea să mă înșele, nu se ajungea aici. Chiar nu se ajungea. Și tu, dacă nu începeai să pui chestia asta la mijloc, nu se ajungea aici. Chiar și-o merită. Crede-mă, nu este chiar adevărat. Și-o merită. Pentru ce? De ce și-o merită? Cum de eu, ce? Cum l-am văzut? Eu... După 3 luni de relație, el pe mine m-a înșelat. A început să umble după toate alea prin club. Ție ți se pare băi, normal? Femeie, eu te înțeleg pe tine, dar nu trebuia să faci așa. M-ai băga pe mine la mijloc. De ce pe mine? Pentru că tu ai fost lângă mine și ești lângă mine. N-aveam pe altcineva pe cine să iau. Draga mea, dar eu nu înțeleg de ce tu ești atât de supărată. De ce sunt pentru supărat? Că la un moment dat te-ai prins că Bogdan umblă cu mai multe fete, da? Da. Tocmai de aceea a apărut Beatrice în viața lui. Ca să-l testeze, nu? Da, ca să-l testeze. Și atunci de ce ești atât de surprinsă că el a căzut în plasa ei? De ce? Nu sunt surprinsă că el a căzut în plasa ei. Eu sunt surprinsă că ea a intrat în pat cu el. Eu, asta, deci lucrul ăsta mă... Să fim serioși, Adelina, unde credeai că o să se ajungă? Deci... Cum să nu intri în pat cu mine? Adică, cheltui niște bani, ok? Dar am și pretenția asta. E normal. Deci, adică, cu alte cuvinte, ce? Cheltuiești niște bani și gata? Tu ești de vină. Automat trebuie să intre în patul tău. Pentru că ai acceptat, nu ți-ai dat seama de planul lor diabolic și ce... Bogdan, dar înțeleg că tu ești dintr-o familie bună. Înțeleg că mama ta este medic, nu? Da. Tatăl tău cu ce se ocupă? O mică afacere. O mică afacere. 50 de angajat, nu e cine știe ce. Ne merge bine, deocamdată. Așa te-au învățat părinții tăi? Adică cam ăsta este standardul tău în materie de femei? Primul criteriu să fie foarte ușor de băgat în pat via portofel? Adică, pentru că până la urmă cum îți așterne așa și dormi în viața asta? În fond și la urma urmei tata m-a învățat totul altfel. Să încep să dau mai mult din gură și să scot mai puțin din portofel. Dar am urmărit mai mult vorbele mamei. Și pe parte și mama are o parte de vină. Pentru că mereu m-a învățat să ofer femeilor, să îi aduc un cadou, să-i aduc o floare, să fiu tandru, să mă comport cât de cât ok cu totuși femeile. Totuși ceva mă face să cred că maică-ta și-ar fi dorit nițel altceva când vine vorba despre, știu eu, o relație serioasă, despre o potențială noră. Nu-i așa, doamnă? Da. Tu ai semănat cu tatăl tău în privința asta. Ai umblat și cu una și cu alta și uite unde ai ajuns. Dacă țineai cont de iubire, umblai numai cu una și îți vedeai viitorul altfel. Haideți, doamnă, să fim serioși. Pe băiatul dumneavoastră nu l-a interesat niciodată iubirea. El l-a interesat distracția.
Nu este adevărat. Eu am simțit că de mine chiar s-a îndrăgostit. Chiar vrea o relație serioasă cu mine. Așa, iubire, mai vrei ceva cu mine? Te rog, spune. Cu tine? Da, te rog. Adică el umbla și cu Adelina în același timp, dar tu ești ferm convinsă că el te iubește. Știu, am greșit, dar omul din greșele învață. Tu te-ai îndrăgostit de el? Da, eu m-am îndrăgostit și tu taci din gură. Nu am cum să tac din gură, tu spui mie că te-ai îndrăgostit de el? Păi cine era aia mândră, că uite ce mi-a luat, dar uite ce mi-a făcut, dar unde m-a dus? Uite! În primul rând, cu tine ai văzut cum se comporta, cu mine se comporta altfel. Eu tocmai de asta m-am îndrăgostit de el. Da, te-ai îndrăgostit de el. Nu, fata mea, hai că spun eu altceva. Te-ai îndrăgostit de banii lui. Nu este adevărat. Eu am stat non-stop cu tine. Eu am vorbit cu tine non-stop. Nu ai cum să vii la mine să spui acum că tu-l iubești. Păi chiar să... îl iubesc. Da, și unde a fost iubirea aia? Eu unul sincer cred că voi două ați iubit doar cardul meu, atât. Sincer să spun eu ceva, Bogdan? Eu nu cred în iubirea voastră. Să spun chiar eu ceva? Nu cred. La început chiar te-am iubit. Și chiar mi-am dorit familia asta. Nu mai râdeți, nu înțeleg de ce râdeți. Da, este adevărat. Ați mințit. Am intrat în casa voastră aici și am spus că Bogdan a fost cu Beatrice. A spus că nu, că Bogdan nu este acasă. Țineți minte? În seara asta. Și ați vrut să mă dați afară. Cred că același lucru l-ar fi spus și părinții tăi. Dacă exact. Te-ar fi văzut pe tine cu cineva. Nu. Nu ai deci cum să mi-ai acuzat atât de așa ceva. Nu. Ascultă-mă, Bogdan. Părinții mei n-ar fi făcut niciodată lucrul ăsta, știind că eu sunt vinovată și știind că eu am făcut o prostie. Adelina, dar tu în momentul în care l-ai întâlnit pe Bogdan, știai că este un băiat cu posibilități financiare peste medie? L-am văzut în club, arunca cu bani. N-aveam de unde să știu eu ce are el acasă. Eu când am venit... Bun, dar totuși ai precizat. Arunca cu bani. Da. Deci e clar, da? Da, dar n-a avut nicio legătură noaptea din club cu ceea ce a urmat după. Deci seara aia a fost doar pur și simplu o distracție, iar treptat, încetul cu încetul, văzându-l, m-am îndrăgostit de el. Și atunci te întreb, de ce? În momentul în care ai realizat că băiatul, de fapt, nu are cine știe ce intenții cu tine și se plictisește cam repede. De ce în momentul acela, dacă tu tot ești o fată care își căuta o relație serioasă și un viitor, de ce nu i-ai spus omului pas? Uite, știu, nu sunt bătaia ta de joc. De ce ai acceptat să-l jumulești de bani, pentru că alt termen nu există? Pentru că am vrut să mă răzbun pe el. Dar eu ți-am explicat și e destul de clar. Am vorbit de atâtea ori și în mașină. De câte ori erai tu geloasă pe mine, de câte ori îmi tot strigai că nu-ți răspund la telefon, că nu știu ce. Tot timpul ți-am explicat. Frate, eu nu vreau o relație serioasă acum. Da, pentru că eu asta mi-am dorit. Păi da, dar eu ți-am spus, am fost sincer cu tine și ți-am spus că eu nu vreau asta, nu sunt pregătit încă pentru asta. Da, pentru că te simți îngrămădit într-o garsonieră de câțiva metri pătrați, ți-am promis să vin... Ce-mi place mie explicația asta la cei de vârsta ta. Nu sunt pregătit pentru asta. Mă bine, spune adevărul, spune că nu-ți dorești asta. Nu-mi doresc. Păi ăsta este adevărul. Nici cu ea și nici cu alta, încă vreau să mai... Încă vreau să mai copilăresc. Ai 30 de ani, Bogdan! Și care e problema? Cum care este problema? Care e problema ta? Jumate din viață i s-a dus. Dar de unde știi că jumate din viață s-a dus? Cum, de până unde la urmă ești fosta lui iubită sau maică-sa? Că nu înțeleg. Tu ce ai sperat, practic? Ai tras lozul cel câștigător, nu? Nu, deci nu are nicio legătură cu lozul cel câștigător. Eu am vrut să fiu cu el. Deci v-am spus și v-am explicat până momentul în care eu am aflat că în ciuda faptului că destul de rapid. În relația voastră, i-ai descoperit adevăratul caracter. Da, pentru că nu sunt proastă, sunt blondă, și dar nu sunt proastă. Totuși ai fost dispusă să fii alături de el, să ți-l dorești. Nu am fost dispusă să fiu alături de el, tocmai de asta a intrat Beatrice, pentru că... Păi și atunci nu înțeleg de ce tu în momentul de față ești atât de supărată și atât de nervoasă. Ai știut ce-i poate pielea, da? El și-a făcut de cap cu tine, tu i-ai golit contul. Mi se pare că sunteți destul de chit. Nu, noi nu suntem chit pentru că eu nu mă așteptam să ajungă cu ea în pat. Eu sunt foarte dezamăgită din cauza ei, nu din cauza lui. Ce frumos te-a spălat banul, ești curat ca lacrimă. Da, l-a spălat banul. Hai să vă spun eu,
ceva. Ea nu are curajul să spună adevărul. Ce adevăr? Ce adevăr? Că până acum am ascultat și am aflat numai adevărul. Hai să vă spun eu adevărul. Cine minte până la urmă? Da, hai să vă spun eu adevărul. Ea este sora mea. Tu chiar nu ți-ai dat seama? Adică voi 200 surori, stai puțin că n-am înțeles. Da. Tu! Ce ai zis, Beatriz? Am vrut să spun. Crede-mă, chiar am vrut să spun. Dar n-am știut cum să zic, ce să spun. Nu am știut absolut nimic, pentru că o iubești și pe ea, te iubești și pe tine. Bă, deci voi două surori v-ați pus împreună și mă acuzați pe mine că profit de voi, că am bani și mă folosesc de bani să profit de voi. Păi asta ai voi făcut. Sunteți singurele care ați profitat de mine. Păi și ți-o meriți, băiatul meu. Și știi de ce? Pentru că tu ai fost fraier. Pentru că ea seamă, uită-te un pic la mine și uită-te un pic la ea. Tu nu vezi că noi două semănăm? Da, așa e, ai dreptate. Am fost eu fraier că ai băgat-o tu pe sora ta în pat cu mine. Nu, chiar eu nu am băgat-o pe ea în pat cu tine. Eu am pus-o doar să profite de tine. Și ce te așteptai, să o plătesc degeaba? Să o plătesc, adică ce vrei să spui? Frumoasă educație ai, băiete. Foarte frumoasă educație ai. Asta e răsplata care mi-o dai după atâția ani de suferință. Da. Ce bine este când îi umpleți cardurile cu bani și nu-l întrebați ce a făcut cu ei. Lasă că are cine să pape banii munciți de tata și de mama. Da, ai dreptate, ne recunosc. Am și eu partea mea de vină, pentru că mi s-a părut distractiv, nu? Yes, da, recunosc. Vreau să vorbesc ceva cu tine, te rog. Ce să mai vreau să mă? Vreau să vorbesc între patru ochi cu tine. Ce mai gustul vorbi cu mine? Eu nu vreau să vorbesc nici cu tine și nici cu ea. Te rog, mă pun și în genunchi în fața ta, te rog. Hai cu mine să vorbim. Stai tu liniștită că nu te... Nu o să te ierte. Nu o să te ierte. Stai tu liniștită, n-are cum să te ierte. Și pe tine cine crezi că te mai iartă? Dar eu n-am nevoie de iertarea voastră până la urmă. Asta de ce? Și totul a fost bine. Da, normal. Sunt foarte satisfăcută în momentul de față. Băiatul dumneavoastră și-a plătit ceea ce avea de plătit. Mă bucur de educația care i-ați dat-o. I-ați dat o educație excepțională. Hai să fim serioși, că pe bune, adică tu le ții o prelegere despre educație în condițiile în care ai făcut ce ai făcut, sincer. Păi și-a meritat-o. Cele două sunt surori. Și cele două îl jonglau pe fiul dumneavoastră pe zile. Da? În zilele cu soț se vedea cu Beatrice, în zilele fără soț se vedea cu Adelina. Eu nu mai cred că tu ești sora mea. Adică eu ție nu ți-aș fi făcut niciodată în viața mea lucrul ăsta. Nu m-aș fi culcat cu bărbatul tău. Ceva mă face să cred că nu sunt primele două fete frumoase, blonde, care îi vânează portofelul care s-au perindat prin casa dumneavoastră. E adevărat că au mai trecut, da, sigur. Deci standardul lui unde este? Sus. M-am săturat de absolut tot, da? Lasă-mă, vreau să mă lași în pace, te urăsc, lasă-mă. Mă urăști? Da. Poate că în momentul de față nu-ți dai seama, dar mai târziu o să vezi că am avut dreptate. Și știi ce o să faci? Totul o să te întorci la mine, pentru că ține minte un lucru. Sângele, apă nu se face niciodată. Înseamnă că v-ar conveni să aveți o noră ca și Adelina, nu? Nu, astea nu, pentru că m-am convins. Și mai ales cine spunea, bine a spus, moldovencele, tot moldovence. Cum ai putut, Beatrice, să-mi faci așa ceva? Nu a fost vina mea, crede-mă. Dar vina cui? Cine a venit cu planul ăsta până la urmă? Tu sau sorul ta? Sorul meu. A vrut să se răzbune, da. Hai să zic ceva. Din planul ăsta pe care l-a inventat sorul ta, singura care o să piardă o să fii doar tu. Pentru că cu tine chiar aveam de gând să fac o relație stabilă cu tine. Știu, tocmai de asta am început să te iubesc, pentru că am văzut că cu mine te comporți altfel, cu ea te comporți altfel. Crezi chiar începuse să-mi pese de tine. Nu zic că te iubeam, pentru că nu pot să spun că te iubesc. Dar, bă, frate, chiar mi-a păsat de tine. Ai fost singura femeie din viața mea care nu a trebuit să-i dau eu cadouri și să nu primesc nimic înapoi. Ok, ți-am oferit și eu, că e normal. Dar ai venit și tu, cu puținul tău care l-ai venit. Ai venit și mi-ai oferit câte ceva. Și pentru mine asta a contat mult. Ai fost singura, unica din viața mea care a făcut treaba asta. Și tablourile alea? Vrei să știi unde am tablourile alea acum? În momentul de față? Sunt la mine sus, în cameră. Alea le-am luat și le-am pus la mine pe perete. Și lănțișorul, și brățara, și cina aia pe care mi-ai făcut-o tu? Frate, tu ai fost singura femeie căreia eu am oferit o floare.
Pentru că pe mine mama m-a învățat că unei femei ușoare îi poți oferi cadouri, dar unei femei la care ții poți oferi o floare ar respecta-o mai mult decât un cadou. Te rog, eu iartă-mă, te rog, te rog. Crede-mă că nu a fost planul meu, a fost planul lui Sorme, te rog. Bă, dar sorul tău te-a obligat? Ți-a pus cumva... Nu m-a obligat, dar... Am făcut asta pentru ea. Dar nu te-a obligat sorul tău atunci, hai, uite, ușa e acolo. Te rog, lasă-mă, nu mai explic, te rog, ascultă. Beatrice, nu mai exagera. Te rog frumos, uite ușa acolo și te rog frumos, iau-o pe sorul tău și plecați amândouă. Chiar nu vreau să mai aud de voi. Te rog frumos, vezi de viața ta. Nu înțelegeți, cele două sunt surori. Și cele două îl jonglau pe fiul dumneavoastră pe zile. Da? În zilele cu soț se vedea cu Beatrice, în zilele fără soț se vedea cu Adelina. Și fiecare își vindeau ponturi una alteia cum să maximizeze banii pe care îi ciubulește pe fiul dumneavoastră. Numai eu și copilul meu? Educația. Toți de vină. Ceva mă face să cred că nu sunt primele două fete frumoase, blonde, care îi vânează portofelul care s-au perindat prin casa dumneavoastră. E adevărat, că au mai trecut, da, sigur. Deci standardul lui unde este? Sus. Este sus, e ridicat. Normal. Și mă bucur pentru el și mă bucur că are un standard înalt și foarte bine. Da, s-a văzut. Și o momeală pentru fetițe. Înseamnă că v-ar conveni să aveți o noră ca și Adelina, nu? Nu, astea nu. Pentru că m-am convins. Și mai ales cine spunea, bine a spus, moldovencele, tot moldovence. Teoria ca teoria. Dar practica ne cam omoară. Că ceva mă face să cred că băiatul acesta nu prea și-a învățat lecția și nora dumneavoastră va fi tot oarecum din... Ca să mă înțelegeți. Nu. Și o să vedeți ce bine nu, o să vă fie atunci. Da, știi ceva? Vezi că sorta și-a comandat un taxiu și cardul meu nu-l mai ai să poți comanda și tu altul. Așa că ar fi cel mai bine să încerci să prinzi și tu taxiul ăla. Deci mă dai afară să înțeleg, nu? Da, bineînțeles, chiar te invit afară. Ok, oricum, sunt mulțumită. Da, chiar mai ce să fii mulțumit. Ok, mulțumesc frumos. Ce faci, mă? În cât timp vine taxiul? De ce, vrei să mergi cu mine? Da, vreau să merg cu tine. De ce? Păi stai puțin, tu ești aia supărat. Normal că sunt. Ți s-a părut normal ce ai făcut? Adică, dar ce am făcut eu? Ce ai făcut? Păi toată scena asta, toată chestia asta... De ce, Adelina? De ce ai făcut asta? Spune-mi și mie, te rog, de ce ai făcut-o? A, serios? Și trebuia să continui chestia asta până la nesfârșit? Până ajungi să te îndrăgostești tu ca o proastă, cum am fost eu îndrăgostită? Păi eu m-am îndrăgostit, nu știu cum să spun. Da? Da, și îl iubesc, și... pe băiatul ăsta. Și ce, preferai să ajungi ca mine, cum eram eu, plângeam și eram terminată, distrusă la pământ cu nervii? Da, dar vezi că diferența dintre mine și tine este că el se comporta altfel cu mine, nu cum l-ai descris tu, că este un băiat rău, că este un băiat care nu respectă femeile, care se poartă urât, care se țipă, care una, care alta, înțelegi? Da! Da! La fel a făcut și cu mine la început, ce crezi? După s-a schimbat, pentru că s-a săturat omul, îți dai seama. Nu cred că facea la fel cu mine. Ba! L-am simțit, Adelina, l-am simțit. Nu avea cum să facă la fel cu mine. Hai, bă, până la urma urmelor ți-am făcut un bine și dai de învățat din toată chestia asta. Nu mă mai lua tu cu toate vrăjelile tale, că m-am îndrăgostit, că nu știu ce... Nu este o vrăjeală. Ba, este o vrăjeală. Ba, poate tu te-ai îndrăgostit, dar nu te-ai îndrăgostit de el. Adelina, eu jur că pe băiatul ăsta chiar îl iubesc. Da, serios? Da. Și până acum de ce nu mi-ai spus? Pentru că mi-a fost teamă, mi-a fost frică, mi-a făcut... Mi-a, nu știu, n-am putut să spun. Ești sora mea, Adelina. Nu-ți vreau rău ție. Eu ți-am vrut tot binele din lume, doar că nu știu cum s-a întâmplat. Așa, într-o clipă, nici n-am avut timp să... Nici nu știu ce s-a întâmplat cu mine, doar tu mă cunoști cum sunt. Serios? Eu. Da. Serios, eu în momentul de față chiar nu te mai cunosc, îmi pare rău. Eu nu mai cred că tu ești sora mea, adică eu ție nu ți-aș fi făcut niciodată în viața mea lucrul ăsta, nu m-aș fi culcat cu bărbatul tău. Chiar nu aș fi putut să fac lucrul ăsta, adică gândește-te și tu și pune-te un pic în locul meu. Planul nostru era cu totul și cu totul altul și tu m-ai adus în situația în care suntem acum. Eu când am plecat de acasă, am văzut exact că tu nu-mi răspunzi la telefon, că nici el nu răspunde la telefon. Mi-am dat seama, gata, a căzut ca o proastă ce este, că așa este ea, o proastă și o fraieră, că nu știe să pună punct în momentul în care vede că ajunge totul prea departe. Tu gândește-te un pic, cum crezi tu că m-am simțit eu când eu te-am văzut cu el în pat, când tu știai clar că eu l-am iubit pe băiatul ăsta din toată inima? Nu aveam de unde să știu. Cum? Eu știu
din comportamentul tău că tu vrei doar banii lui, doar ceea ce îți oferea el, atât, nimic mai mult. Asta a fost până să descoper că el m-a înșelat. Adu-ți aminte, Beatrice, adu-ți aminte când m-am plâns eu la tine. Adu-ți aminte, adu-ți aminte câte lacrimi a vărsat pentru el. Nu mai vreau să mai mi-aduc nimic aminte. Lasă-mă în pace, m-am săturat de tine, m-am săturat de tot, m-am săturat de absolut tot. Da? Lasă-mă, vreau să mă lași în pace, te urăsc, lasă-mă. Mă urăști? Da. Poate că în momentul de față nu-ți dai seama, dar mai târziu o să vezi că am avut dreptate. Și știi ce o să faci? Totul o să te întorci la mine, pentru că ține minte un lucru. Sângele, apă nu se face niciodată. Și plus de asta, dacă el te iubea pe tine, venea el să-mi spună mie: băi, mi-am găsit iubirea, nu vreau să mai fiu cu tine, pa, la gară și gata, s-a spălat. Dar n-a, el n-a făcut lucrul ăsta, gândește-te un pic. Pentru că poate avea și el motivele lui. Care sunt alea? Nu știu, nu știu, nu le știu. Hai că zic eu care sunt de fapt motivele lui. Lui i-a convenit, adică o zi cu mine, o zi cu tine, pe bune. Cui, cărui bărbat nu i-ar fi convenit lucrul ăsta? Și știi ceva? Hai să spun eu un lucru, draga mea. Tu o să vii pe jos acasă, eu am plecat cu taxiul. Pa! Cât de rea. Da, tată, ce vrei să fac? Astea sunt femeile din ziua de azi. Pe bune? Poate că ai căutat în locurile total nepotrivite. Ernest, în locurile în care merg sunt cluburi, sunt baruri, sunt discoteci. În astea numai femei de genul ăsta o să găsesc. Și atunci nu înțeleg de ce ești tu atât de șocat și de negru de supărare că ai fost tras pe sfoară. Până la urmă ți-a convenit, nu? Tu chiar știai foarte bine că jonglezi la două capete și pentru asta ai plătit. Și a plătit. O pereche de papucei, ba un parfumel, ba o gentuță. Că doar, na, repet, de-aia mama și tata au muncit o viață întreagă. Să poți să-ți faci tu de cap. Da, chiar am plătit pentru astea. Întrebarea este, ai învățat ceva? Ai învățat, n-ai învățat ceva, asta e treaba ta. Te descurci. De acum înainte, mergi pe drumul tău și eu mi-am luat mâna după tine, dai cardul, dai banii și ai plecat. De ce? Pentru că m-ai adus într-o situație în care și tatăl tău are o mare vină, pentru că și el, la rândul lui, a făcut aceleași probleme. Și am trecut cu vederea. Dar mici acum, greșel, gata. Mici greșeli, nu probleme. Să fim serioși. În momentul ăsta scoți banii, cardul și rămâi cu taicătul. Pe mine nu mă mai interesează, pentru că m-am săturat de toate mizeriile tale. Băi, mamă, tu vorbești serios? În momentul ăsta am făcut-o lată, tată. Rău. Foarte rău. Tu m-ai învățat, tată, să fac așa. M-am luat după tine. Dar ți-am zis că să le aduci acasă, să ai discuție, să ne prinde, să știe maică ta. Hoteluri sunt grămadă, un apartament, puteai oricând să-ți închiriezi. Nu se cunoaște. Du-te și te distrează cu ele, dar nu aici. Ai văzut ce scandal a ieșit acum? Mai trebuia să vină descarcerea. Adică acesta este sfatul dumneavoastră pentru Bogdan. Să continue pe aceeași linie, doar să nu mai își aducă problemele acasă. Nu? Până când se hotărăște. Și când s-a hotărât și și când s-a hotărât, și când s-a hotărât comportamentul ăsta pe care bănuiesc că l-are de la 18 ani sau poate chiar de mai devreme, nu? Va dispărea așa brusc? Mie tare mie că băiatul ăsta o să-și bată joc de o fată care îl va iubi sincer și care va fi un pic mai mult peste ceea ce vânează el în momentul de față. Da, până la urmă, tatăl tău îți dă cele mai bune sfaturi în viața asta, nu? Până la urmă, e normal să asculte de mine, pentru că sunt taicăsul. Îi dau cele mai bune sfaturi. Că de-aia sunt astfel. Eu cred că fiul dumneavoastră va asculta de cine îi va da cardul, nu sfatul. Dar e doar o părere. Da, fiecare cu părerea lui și o să vezi că nu e așa cum crezi. O să îi vină mintea la cap și o să-și găsește o femeie care sincer o să-l iubească și atunci nu va fi niciun fel de problem. Nu va fi niciun fel de problem. A fost un episod. A trecut. Și cu asta basta. Tânărul Crai Bogdan a avut parte de o experiență tare neplăcută. Dar moștenind viciul tatălui său, îi va fi greu
să-l țină în frâu. Totuși, decizia mamei de a-i limita accesul la bani poate îl va ajuta să-și schimbe stilul de viață. Sănătos e, frumușel e, familia îl va sprijini dacă va fi cazul, așa că nu ne facem griji pentru el. Cât despre cele două surori, atâta timp cât vor fi frumoase, vor putea găsi imediat un alt loc. Ce-i dragă? Te auto, cu cine se sărută fita? Uite-te și tu pe geam să vezi ce față are. Dar ce s-a întâmplat? Măi, omule, tu când ești, cum să te apuci să te bați pentru bani? Bă, deși ce vrei să fac? Să zic, să rămână, îmi pare rău că nu-mi dai banii, hai, lasă că vin luna viitoare. Nu vă mai certați cu ea. Mai lăsați-o și voi să facă și ea ce vrea sau, nu știu. Să facă fata tată, dar ea ne-a spus. Domnișoară, vreau să vorbesc cu tine. Lasă-mă! Acum este important. Lasă-mă, nu vreau. Pleacă. Nu am chef de nicio morală. Noi două nu ne prea înțelegem. Ea este preferata tuturor. Eu sunt doar fata deșteaptă care primește un bravo la final și atât. Cu cine te sărutai, mamă? Cu Golanu, auzi? Cu unde ești tu? Nu am dreptul, am o vârstă. Cu cine zic că nu vreau? Cu Golanu. Cu Golanu se săruta, uite-o.